Noaptea aceea viscolise tare, cu furtună de zăpadă. Dimineața era strălucitor de albă. La apel, Boian îi ceru șefului să fie scos la comandant. Grigoroiul cercetă atent cu privirea. I se părea ceva suspect. Pentru ce?" îl întrebă Grigoroiu. Boian se încurca apoi, Zâmbi cu jumătate de gură și bombăni o justificare. Mâncare, mie foame. La comandant pentru mâncare? Ăsta pe ce lume e? Gândea George. Lui Grigoroi venea să râdă, dar se abținu. Nu îl putea reține. Era dreptul lui. Apelul a venit și a trecut. Cei rânduiți au plecat fiecare în treaba lui. Nu trecu o jumătate de oră că gardianul readuse pe boian în dormitor, iar fața lui ascundea o ciudată satisfacție. Fără să zică nimic, se sui și se gemui în patul lui de sus. Nu îl mai interesa ca de obicei barbutul, nici vorbăria. Aștepta. Aștepta ceva. Oare mâncarea? La ora 12, când toți deținuții se reîntorseseră, odată cu cazanul de mâncare, apăru și comandantul. Era secundat de patru gardieni cu cagule, un simțământ de teamă cuprinse dormitorul. Dacă era vreo problemă, venea de regulă locțitorul, dar venirea comandantului prevestea un lucru mare sau ceva foarte rău sau ceva foarte bun. Chipul său exprima furtună. Alinierea! Striga Grigoroiu. Comandantul își trecu privirea peste rânduri. Tăcerea lui aduna nori de îngrijorare. Domnilor deținuți, își începu el vorbirea. Aici, în dormitorul 18, se întâmplă lucruri grave, foarte grave, de natură să aducă ofensă statului. Cei mai mulți nu pricepeau nimic. Sângele lui Brânceanu însă îi îngheța în vine. Aici, între voi, continua comandantul, sunt inamici publici, au fost privați de libertate pentru protecția cetățenilor liberi, dar și ca să învețe o lecție. Comandantul tăcu din nou. În dormitor încetase orice zgomot. Din nefericire, n-au învățat-o. Și comandantul își roti din nou privirea peste capetele lor. Brânceanu! Bărbatul Simți un gol în stomac, amețit. Cu efort, făcu cinci pași în față la vedere. Nikita! striga comandantul din nou. Hotărât și fără să dea semne de teamă, bărbatul ieșe în pas de voie. Aici! Comandantul se apropie de cei doi. Prin fanta îngustă a ochilor țișneau fulgere. Voi doi! N-ați înțeles că sunteți în pușcărie, că nu sunteți în piața publică. În loc să vă băgați mințile în cap, ați făcut propagandă și aici. Vreți să-i smintiți și pe ei? Comandantul se întoarce la locul lui din tâi. Liniștit, dar sever, dădu ordin. Luați-i! La izolare! Cei doi nici nu apucară să scoată un cuvânt. Indivizii cu cagulele îi luară în primire. Când comandantul se întoarse să plece, Grigoroiu încercă să intervină. Domnule comandant, din mers, de pe culoar, comandantul i Stai în bancata, ta, Grigoroiule, acuți vine și ție rândul. Ușa se închise. Grigoroiu rămase mut. Uitați să rostească formula Continuați programul văzându-l că tace. După câteva clipe, oamenii se întoarseră la activitățile lor, ca și că nu s-ar fi întâmplat nimic. Doar câțiva continuau să stea nemișcați, uluiți. Valeri lăcrima tăcut. Nu se așteptau la așa ceva. Se credeau sub protecția șefului. Grigoroiu se deșteptă ca din leșin. Cineva trebuie că i-a cine? Alinierea! Porunci el cu mânie. Spereați de ton, deținuții se aliniară rapid. Grigoroiu sufla ca un taur. Care va dintre noi a suflat? Care va e sifon? Să iasă sifonul în careu. eu. Dacă nu iese, e jale. Și pentru că nimeni nu mișca, șeful strigă: Boian! Boian? Abia se ținut George să strige numele lui. Vulpoiul ne urmărise, ach. Marea luptă culege victime, dar nu-i lasă pe cei drepți ne răspunați. Boian încremenind în loc. Boian, la mine! Cu pași bălăbăniți, cu o mimă de mirare, ca nevinovat, Boian păși în față. Eu? Ei, eu nu! Eu am cerut mâncare!" În timp ce se bâlbâia, privea în jur cerând ajutor. Fața lui, ba rânjitoare, ba speriată, îl dădea de gol. Cei din rândurile din spate spărseseră linia împingând primele rânduri în față. Chipurile lor erau de piatră. În fața talazului, Boian dădu un pas înapoi. Nu eu, m-a întrebat șeful, ce, ce, ce puteam să-i spun? A Adevărul, eu, eu nu, n-am vrut! Cercul se tot strângea. Nu eu, izbucni Boian în plâns. Comandantul, el mi-a cerut! Sifon, ai? Rostiunul unul mărunt, dar voinic și infip se degetă în pieptul buhăit. Pe el, băieți! Icni un altul. Vreo șapte-opt se retraseră cu oroare. Doi, blocară vizeta. Boian, la pământ, urla ca un porc subcuțit. Băteau toți care cum apuca. Grigoroiu se retrase lângă paturi. Își plecă frunta de fierul patului ca să nu-i vadă nimeni obrazul ud. George se suise în pat și-și ascunse fața supernă. Era oripilat. Brânceanu, Nechita, Boian, Dumnezeule, să treacă mai repede prezentul, să vină odată viitorul fără nicio mare luptă. Cineva îl atinse. Era Valer. Repede! George înțelese. Cei doi se puseră pe treabă. Unul strângea lucrușoarele lui Brânceanu, altul pe ale popii. Paul îi se alătură. Apoi le departizară între ei. Biblia, unde-i?" întrebă George. Conspirativ, Valerii răspunse, Am luat-o eu, am ascuns-o." Dă-mi o mie," îl rugă George. Pătrânelul făcu un pas spre ascunzătoare, dar se întoarse. Crezi, tale că o poți păzi?" Pot," răspunse scurt George. Cu degetele goale, George rupse cusătura laterală a pernei. Cercetă cu mâna interiorul, numai ghiomotoace de vatelină. Scoase câteva, le presă în buzunar, apoi luă Biblia de la Valeri și ascunse bine în pernă, bătu cu mâna de câteva ori ca să niveleze vatelina rămasă. Apoi însă ruptura la loc. Gata! Toropit se întinse pe pat. Își puse capul pe pernă, ar fi vrut să-i vadeze cu mintea din abisul temniței. Reuși să doarmă abia după ce pe Boian îl duseră moale la înfirmerie. Trecuseră patru săptămâni. Aparent, în dormitor lucrurile intraseră în normalitate. Domnea o atmosferă mai destinsă. Furtișagul se rărise de când Doi șmecheri încercaseră să se lipească de țigările unor vecini. Grigoroi a pus o comisie și au fost judecați. S-a hotărât să le dea victimelor rația de țigări pe o săptămână. De Boian, nu întreba nimeni. O fi murit sau lor fi dus într-o altă unitate, nimeni nu știa. Dacă încă trăia, cu siguranță că nepasta nu l slăbea. Eticheta de sifon adică trădător, rămâne pe veci. De Brânceanu și Nechita nu știa nimeni. Nu era ceas când apropiații lor să nu le amintească numele. Bănuiau ce pățeau. Pedeapsă corporală. Paisie evita să mai apară în preașma patului lui Valer. Că de paza bună trece primejdearea. Lipsa lor o resimțea cel mai mult George. Era neniniștit pentru soarta lui Brânceanu. Zăpada începea să se topească. Parcă sufla o boare de primăvară. Era o zi de miercuri. Pe neașteptate, apărul locțitorul. Curioși, deținuții se aliniară. Li se aducea un deținut nou. Era slab și chel. Deținutul făcu câțiva pași ezitanți în careu, așteptând să fie repartizat de șeful de cameră. Ușa de fier zbang se închise în urma lui. O tăcere stranie cuprinse inimile. Câțiva se apropiară de el. Unul șopti. Brânceanu? El era Arăta de nerecunoscut. Câțiva din ce apropiat se strânseră compătimitor în jurul său. Omul avea fața suptă. era în de spate. Se vede că după ce l-au ridicat, l-au ras în cap. De atunci, Peri începuseră să-i îmbrace asta. Îi ședea cum nu se putea mai rău. Ce-ai pățit? Te-au bătut rău? Îți e foame? La valul de întrebări, Brâncea nu tăcea. Părea să le evite privirea. Ceva se întâmplase. Dar ce? <fie> Grigoroiu îi repartiză un pat bun. Unul îi întinse biscuiți, altul cana cu ceai îndulcit. Brânceanu le luă fără tragere de inimă, la gândul că era tare obosit. Camarazii l-au lăsat să se odihnească. Când ceata se risipi, lângă el rămăseseră doar trei. Valer, Paul și George. Valeri se așeză chiar lângă el, își puse mâna pe grumazul lui și îi zise încetișor – Ai nevoie de ceva?" Brânceanu doar scutură din cap, nu. Băcase un biscuit în gură și îl molfăia încet, udându-l, udându-l cu o gură de ceai. Te doare ceva?" reluă Valer dialogul. Brânceanu se opri din mestecat și începu să plângă fără glas. Paul și Valer lăcrimau și ei. Doar George stătea ca un pinte de gheață. Inima-i clocotea. Bătrânul Valer continua să-l mângâie. Spune frăția ta, odată cu vorbele o să iasă și durerea și o să-ți fie mai bine. După vreo zece minute de așteptare, Brânceanu porni să-și reverse durerea. M-au frânt, au fost primele lui cuvinte, întrerupte de plâns. Am cedat. Intuiseră și ei că asta era marea lui durere. Lasă, Dumnezeu vede totul. Știe că suntem doar o mână de țărână, și Sfântul Petru a trecut pe aici, și tot iubit de Dumnezeu a rămas. Brâncea nu privire cunoscător spre Valer. Când m-au ridicat, știam că va fi necas, dar nu m-am așteptat până acolo. În șoaptă, de teamă să nu fie auzit de alții, le povesti cu intermitențe totul. Când ne-au luat, ne-au despărțit pe drum. Penechita l-au dus la doi. Pe mine m-au băgat într-un birou, la închetator. Am rămas doar cu el. Ăsta m-a luat din la întrebări. Mi-a zis că situația e foarte gravă. Întâi m-a întrebat de ce le întâmplat în dormitor. Știa tot. După aceea a trecut la ceea ce l interesa activitatea bisericii mele din Cluj, să zic de ai mei, de ce mi era teamă n-am scăpat. O, tot scăldeam, ocoleam răspunsul. Când a văzut că nu scoate nimic de la mine, m-au trimis într-o carceră îngustă, fără pat, fără lumină. Era fric, obosisem să stau în picioare și mi-era fric. Cam după o jumătate de oră m-a din nou. Aceleași întrebări și altele și iar m-a trimis înapoi și tot așa o zi și o noapte, când s-a dormit, iarăși. M-au topit. Bietul obosise vorbind. Valer îi lua brațul în mână și îl masa ușor. Și dacă au văzut că nu dau de capăt, m-au aruncat la izolare. Mi-au luat hainele. Mi-au dat niște zeghe. Și Brânceanu făcu o grimasă de amărăciune. Haina n-avea o mânecă și pantalonul avea doar un crac, așa, ca să-și bată joc de mine, să mă umilească. Celula mică, în subsol, prin gura de irisire nu vedeai cerul. Pereții? Nu o să mă credeți. Te încuiți cu sare, sare adevărată ca să facă condens. Curgea apa de pe pereți, pe jos, apă. Seara îmi deschideau țambalul. Era o batjocură de pat îngust și de numai un metru lungime. Țambal, pentru că era doar un cadru de fier cu câteva benzi de tablă încrucișate, din care lipseau multe. Te gemuiai și ți intra fierul prin coaste. Și un fric! Abia adormeai chircit, într-o jumătate de oră te sculai dârdăit. Așa, noapte de noapte, zece zile. Mâncare o zi da, o zi nu. Ce mâncare? O singură filiuță de pâine de 75 de grame. Doar una. Și supă de varză, da? Nu vedei varza. Odată au dat spanac. Ce spanac? Grămadă de buruien cu trei fire de spanac. E, dacă îți e foame... Brânceanu își lăsă capul moale și închise ochii. Valer îl liniști. Mai stai, frățioare. E timp. Nu e lui de oboseală, gândea George. E chinul din suflet. Povară mare. După prima izolare, zece zile, m-au scos iar la închetă. Oh, mă rugam să nu cedes. Oh, m-au dus iar la izolare. De data asta mai rău, cu bilă la picior o ghiulea prinsă cu un lanț de gleznă. N-aveai voie să te oprești. Cât era ziua? 15-16 ore? Cum nu se mai auzea zgomotul bilei? Gardianul bătea în ușă. Plimbă bila, bandit! După două zile n-am mai putut să o trag. Ah, știți ce-au făcut? M-au pus pe teu. Era un T mare din fier. Mă pliaseră cu mine legate de picioare așa, pe burtă și frând din spate. Voiam să mor. Mai bine muream. Omul începu să plângă cu amar. Cei trei tăceau. N-aveau ce să-i spună. Doar mâna lui Valer continua să-l mânghe ca pe un muribund. Oh, Doamne, tot la două zile mă scoteau la închetă. Pentru că eram încăpățânat, m-au trimis la rotisor. Brâncea nu se opri din povestire. Amintirile îi necau vorbele. Într-o cameră cu două birouri, aveam cătușe la mâini și la picioare. Printre cătușe au vărut o bâtă, apoi m-au luat pe sus și-au fixat bâta la orizontal între cele două birouri. Aternam cu burta în sus și cu tălpile goale la vedere ca un miel la rotisor. Unul trăgea cu bastonul în tălpi. Ha! îmi tremura tot corpul. După cinci lovituri, îl zicea, mărturisește! Și iară, și iară, zi, bă, că nu mai ești de aici. S-a oprit doar când am leșinat. Când m-au trezit, mi-au dat vestea că, dacă o țin tot așa, o să mă trimită la Guantanamo. Unde? întrebă Paul. Guantanamo porecla pentru noua pușcărie din insula Marea Brăilei. E de reeducare. Ziceau că pe lângă ce se întâmplă acolo, experimentul ăla pitești a fost o joacă de copii. Mi-au povestit câte ceva, oh, îngrozitor. vorbele îi se în gât. Pentru câteva minute, Brânceanu rămase cu ochii în gol. Atunci, ca să ne ajung acolo, am cedat. Am declarat tot ce voiau ei și adevăr și minciună. Lasă frăția ta. Dumnezeu știe. Știe că ești o mână de țărână. Brâncea nu semnase o listă de autoacuzări. Urma probabil o mărire a pedepsei. Mai semnase, și asta îl durea cel mai mult, că nu va mai vorbi despre credință. De popa nechita știi ceva? îl întrebă George. Nu știu ce i-au făcut, dar când era în izolare, îl mai auzeam din când în când. Cânta într-una din psaltire, ăia mureau de ciudă. Dumnezeu să-l Pe George l-a o greață teribilă. Se puse în locul amărâtului. Eu ce-aș fi făcut? Tortură! Brânceanul a fost totuși erou a rezistat mult, 25 de zile. Eu aș fi rezistat atât sau... Oh, nu, e greu, e greu. Plecă de lângă Brânceanu, se sui în pat. Deodată îi veni în gând. Brânceanu are nevoie de... Și apucă perna, o desfăcu și scoase ușurel Biblia. Apoi se dădu jos și se întoarse la pastor. se așeze lângă el. Vreau să-i vorbească, dar nu știa cum să-l cheme. Frate, uite, Biblia ta. Aici mângâiere de la Dumnezeu. Știi, Psalmul 6 Brânceanul o încetișor Biblia, o duse la piept și încovoiat peste ea, dădu drumul lacrimilor.